Românii își primesc înapoi banii plătiți pentru taxa auto. În județul Călăraș, ANAF a restituit în perioada 3-5 iunie 2019 aproape 5 milioane de lei către 2553 de contribuabili români, sumă ce reprezintă taxe auto achitate de aceștia în perioada 1 ianuarie 2007-31 ianuarie 2017. Potrivit ANAF, demersul va continua până la restituirea ultimului leu datorat contribuabililor români care au achitat taxe auto pentru autodutilisme și autovehicule, taxa de poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu.